Eu sunt foarte contrariat observând în perioada asta de timp, cum numesc oamenii perioada sărbătorilor de Crăciun, toată forfuta asta care se face pentru lucruri pieritoare, pentru lucruri de nimic. Și eu cred că ar fi fost mai frumos, dar lucrul acesta, bineînțeles, este o dorință așa, iluzorie, dacă oamenii ar fi fost la propriu interesați, măcar de caracterele acelor oameni care au fost în preajma evenimentului sau în evenimentul întrupării Domnului. În seara aceasta nu aș vrea să vorbim despre, sau să vorbesc despre întruparea Domnului Iisus, ci să ne uităm puțin la caracterul acelor oameni în viața cărora sau în familia cărora a venit Domnul Iisus. Și vreau să vă gândiți la următorul aspect. Dumnezeu a hotărât din tot Israelul o familie în care să se nască Domnul Iisus Hristos. Și cred că sunteți de acord cu mine că nu a hotărât la voia întâmplării, așa. Da? Dumnezeu nu face lucruri la voia întâmplării, aiurea. Dumnezeu nu dă cu zarul, da? Dumnezeu nu trage la sorți, trage bilete, să vadă la cine scrie. Dumnezeu a orchestrat, clar a ales o familie. Întrebarea este, de ce a ales pe familia aceasta? De ce pun această întrebare? Pentru că este foarte important pentru noi să vedem ce familie a primit binecuvântarea aceasta lui Dumnezeu. Cui a încredințat Dumnezeu acest dar extraordinar? Foarte interesant. Deși Ioan Botezătorul, premergătorul Domnului Iisus Hristos, s-a născut într-o familie de oameni vârstnici, în vârstă, Domnul Iisus Hristos, contrar unor idei populare, nu s-a născut așa, ar fi cel mai normal de înțeles, nu s-a născut într-o familie de oameni bătrâni. Acum, să fim noi siguri 100% că Maria, care era logodită cu Iosif, amândoi, tineri, cel mai probabil, nu trăiau într-o lume din asta protejată de toate ispitele și toate păcatele lumii. Aduceți-vă aminte că vremea în care Domnul Iisus se naște este o vreme a unui conflict de culturi. Romani, greci, era acolo o harmonie foarte mare de cultură, de concepte, de idei, de zei, de tot felul de lucruri. Da? Nu s-a născut așa într-o lume din asta foarte protectivă, totul mergea bine, toată lumea slujea pe Dumnezeu, toți îl iubeau pe Dumnezeu. Și tinerii aceștia aveau ispitele lor, aveau lucrurile cu care se confruntau în fiecare zi. Și bineînțeles, ceea ce este uimitor la ei este caracterul acestor doi oameni, al lui Iosif și al lui Maria. Și aș vrea în seara aceasta să ne uităm puțin la acești doi oameni, pentru că este foarte important. Acum, sunt unii care după un asemenea mesaj sau studiu asupra Cuvântului Dumnezeu a spune, a, tu vrei să spui că Dumnezeu binecuvântează numai oamenii care au fost la statura asta spirituală și că pe el alții nu-i binecuvântează? Nu. Dumnezeu binecuvântează pe toată lumea, dar binecuvântează diferit. Ne fie clar lucrul acesta. Pe necredincioși, dă și la ei și ploaie și soare, cum dă și peste cei buni, da? Și peste cei răi și peste cei buni. Nu putem spune niciodată că Dumnezeu binecuvântează pe toți oamenii în același fel, da? Dumnezeu nu este comunist. Așa, numai de introducere. Bun, aș vrea să uităm la caracterul acestor oameni și să observăm niște lucruri extraordinar de importante. În primul rând, uitați cum începe Matei. Iar nașterea lui Iisus a fost așa. Și nu spune nimica despre felul în care Domnul Iisus s-a născut la început, ci spune ceva despre Maria și despre Iosif. Foarte important. Zice, nașterea lui Iisus a fost așa. Hai să vă spun despre Iosif și despre Maria. Foarte important lucrul acesta. Nu spune exact. A rămas însărcinat în Duhul Sfânt, l-a născut, totul s-a rezolvat. Nu. Uitați. Cum a fost nașterea lui Iisus? Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Foarte important. Nu vi se pare dumneavoastră curios în Sfânta Scriptură că n-ați găsit niciodată conceptul de relație de prietenie? Nu spune. Maria era prietena lui Iosif. Cum ar fi sunat? Domnul Iisus s-a născut într-o familie unde Maria era prietena lui Iosif. De ce? Pentru că în iudaism, între evrei nu exista conceptul de relație de prietenie. Și bine ar fi. Și noi să ne exorcizăm, să spun așa, de ideea asta foarte lumească și a spune drăcească. De ce spun lucrul acesta? Care este diferența dintre logodă și relație de prietenie? În cultura noastră spune așa, e relația de prietenie, e logoda și după aceea căsătoria. La evrei nu exista așa ceva. La evrei era logoda și căsătoria. Acum, logoda, bineînțeles, era un contract foarte serios care nu se putea rupe decât prin divorț. Așa de serios era logoda. La noi, ce au făcut oamenii? Au înlocuit
Sau unii nici nu mai fac o logodnă așa, numai de ochii lumii. Au înlocuit logodna, s-au opus perioada asta de prietenie înainte de logodnă. De ce? Să vadă doi tine dacă ei sunt compatibili. Și în perioada asta de prietenie ei pot să schimbe prietenele, nimeni nu îi întreabă nimica, dom'le, nu fost logodiți. Acum e prietenă cu aia, acum e prieten cu aia altă, nu mai știi care, cu cine e prieten, de ce s-o despărțit, de ce s-o împăcat, cu cine iar e prieten, nu mai știi nimica, de ce? Adică nu e nimica serios. Oamenii se așteaptă când vorbesc despre relația de prietenie să nu fie nimica serios, corect? Așa e lumea în care noi trăim. E, curentul ăsta, ideea asta, conceptul ăsta a intrat și în, între credincioși. Și au zis, fată, cum arată-s prieten? Mâine nu mai sunt prieten. E cu altcineva prieten? Păi mâine nu mai sunt prieten. De ce s-au despărțit? De ce nu s-au despărțit? Nimeni nu știe și pe nimeni nu interesează. De ce? Pentru că nu a fost ceva foarte serios. Oamenii se așteaptă când discută despre lucrul ăsta, chiar și credincios, să nu fie chiar ceva serios. Nu se implică nici familia, poate prea mulți, nici adunarea, nu e niciun fel de problemă. La evrei nu era așa. La evrei un băiat, dacă vroia să se căsătorească, trebuia să știe un lucru clar. Dom'le, în momentul în care fata e aleasă și stabilit un lucru, nu mai dai înapoi. O iei cu bune, cu rele. Mergi înainte până la capăt. Nu că mâine îți dai seama că are prea multe coșuri pe față și nu mai vrei să te căsătorești. Deci nu există. Acum am dat un exemplu absurd. Dar nu existau chestiuni de genul ăsta. De la nimicul să se întâmple așa ceva. Înțelegeți? Din păcate. Eu puteam un băiat, bă, nu mai place. A, vreau mâine, nu mai vreau, o las cu față. Nu se putea așa ceva. Era o rușine în comunitate, în familie. Deci nu se putea așa ceva. Era imposibil. Era o chestiune foarte, foarte, foarte serioasă. Și știți, ideea asta de prietenie a introdus și a fost, de fapt, o poartă deschisă curviei. O să poartă deschisă că nu a fost serios, dar și-au permis, ba, una, ba, alta. Sau alții fac așa, zice, îi vezi pe doi că fac așa anumite lucruri care nu sunt poate chiar așa ortodoxe, să zic, practic. Vezi, doi că se comportă cam ciudat, așa, mai să ating, mai fac un alt. Să mă uită, păi ce faceți? Aia zice, acum nu mai suntem în relație de prietenie, acum suntem logodiți. Opa! Uite, unde e cartea aia unde scrie, în relația de prietenie ai voie să faci numai asta, dar odată ce te-ai logodit, acum, domnule, ai ajuns la un alt stadiu, beneficiezi de alte lucruri în plus față de cât alea de care ai beneficiat înainte. Eu vă întreb așa, zice, Biblia nu spune. Vă imaginați pe Iosif cu Maria, cum ajungeau unul după capul altul, aia pe stradă așa, prin Nazaret, să plimbau, să treau de mână, să mai pupau, să mă mângă. Vă imaginați că într-o asemenea familie l-ar fi trimis Dumnezeu pe Domnul Iisus, vă imaginați? Să presupunem că n-ar fi păcat toate lucrurile astea care vi le-am menționat acum. Să presupunem că n-ar fi niciun păcat. Nu discut dacă e păcat sau nu. Dar credeți Dumnezeu ar fi ales o familie în care doi tineți mergeau așa cam la limită, știți, cam la limită, tot forțau ăla pe nota în apropierea asta fizică. Credeți că ar fi făcut Dumnezeu așa ceva? Nici vorbă. Dar primul lucru pe care vreau să subliniez și asta, eu cred, asta ar fi o rezolvare a foarte multor probleme din familiile de credincioși, din adunările de credincioși, unei un fel de epidemie de imoralitate. Restabilirea unei concepții greșite despre ce înainte de căsătorie. Îi prietenie? Ce alte baza conii sunt? Sau este o logodnă? Sau o logodnă după cum vorbește Sfânta Scriptură. Dom'le, sunteți serioși? Mergeți până la capăt sau nu? Da. Bun. Azi e drumul. La noi la școală acum nu vreau să mă dau pe mine exemplu. Da. Așa am corectat eu de la părinții mei și am zis, dom'le, încerc eu așa. Uși, poate n-am avut multă minte atunci, dar la mine a funcționat. La noi la școală, când prietenii mei au auzit, eu m-am dus, am vorbit prima dată cu soția mea. Prima dată când m-am dus și am vorbit cu ea, ca doi oameni așa, la distanța regulamentară, am cerut o căsătorie, prima dată. Bineînțeles, o mai trecut vreo 2 ani când m-am căsătorit cu ea, dar oricum, asta a făcut prima dată. Am zis, mă, hai să fim prieteni întâi, să vedem, să ne cunoaștem, să, nu știu ce, poezii și povești. Mă, domnule, ce intenție ai, ce vrei să faci? Da? Este restabilirea acestui concept de logodnă, trebuie să, din punctul meu de vedere, trebuie recuperat de biserică foarte rapid, pentru că lucrurile sunt scăpate de sub control. În al doilea rând, vreau să observați un lucru foarte important. Zice, și înainte ca să locuiască ei împreună. Ce spune Biblia? De ce spune Biblia că înainte să locuiască ei împreună? Păi normal. Dacă ei ar fi locuit împreună, așa, numai câte o noapte, pe an sau pe lună, n-ar fi fost o umbră de îndoială cu privire la cine-i tata adevărat a Domnului Iisus? Era o umbră de îndoială sau nu? Pentru că era o umbră de îndoială. Toată lumea spunea, bă, lăsați-ne voi poeziile astea. Păi ce, eu nu te-am văzut că ai intrat la ea acasă? Ai, îmi spui tu mie povești de muritoare. Cine ar fi crezut pe Iosif și pe Maria că nu, că noi am stat la distanță, i-au stat pe bancă, i-au stat pe... Cine ar fi crezut? Cine știe, mă, ce ați făcut voi acolo? Înțelegeți cât de important a fost seriozitatea relației lor pentru situația care a urmat să 2000 de ani până astăzi să speculau niște lucruri bazate pe o realitate. Dom'le, noi am văzut că am stat împreună. Nu, la evrei nu exista așa ceva. Și tocmai
Nu există așa ceva ca să nu fie nicio umbră de îndoială cu privire la curăția a doi tineri. Dacă un tânăr descoperea în noaptea nunții că fata n-a fost curată, el putea să argumenteze lucrul acesta că nu el vinovatul prin faptul că n-a fost cu ea, n-a fost văzut în nicio situație cu ea în care să fie bănuit că el a fi fost vinovatul. Că-i scutea foarte mult pe amândoi. De aceea era foarte serios. Acum nu sunt niciun fel de repercursiuni. Asta e, s-a întâmplat, oamenii au tot felul de explicații. Foarte important lucru pe care îl spune Scriptura. Înainte ca să locuiască ei împreună, adică înainte ca să aibă o relație fizică împreună, înainte ca să aibă un fel de apropiere fizică, ei nu aveau așa ceva. Nu exista așa ceva. Nu exista așa ceva. Al treilea lucru. Spune, ea s-a aflat însărcinată la Dumnezeu. Bun. Versetul 19 ne spune ceva despre Iosif de data asta. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit. Primul lucru care spune Biblia despre Iosif era că era un om neprihănit. Una dintre întrebările populare ale tinerilor de astăzi este, domnule, când ești pregătit să fiu căsătorit? Ești pregătit să fii căsătorit când ai o asemenea relație cu Dumnezeu, care se vede în exterior, printr-o viață neprihănită. Atunci e cel mai pregătit. Pregătirea din punct de vedere spiritual atunci. Unii zic, am o relație cu Dumnezeu. Am intrat într-o relație cu Dumnezeu. Intrarea, a fi într-o relație cu Dumnezeu, se vede într-o viață neprihănită. E egal cu zero. Eu am o relație cu Dumnezeu, dar trăiesc ca, nu mai spun ca cine, da? Deci nu se poate așa ceva. Nu există în Biblie așa ceva. Un om care are o relație corectă cu Dumnezeu se cunoaște lucrul acesta într-o trăire neprihănită. N-are o relație cu Dumnezeu, nu se cunoaște lucrul acesta. Foarte important lucrul acesta. Zice, primul lucru care spune despre Iosif era că era un om neprihănit. Atunci se căsătorea. Atunci era logodit. Atunci era pregătit să fie bărbat unei femei. Pentru că era un om curat. Era un om neprihănit. Era un om neprihănit. Dar aș mai sublinia un aspect peste care am trecut rapid, dar este subliniat foarte clar în Biblie în locul acesta. Spune așa. Scriptura zice, versetul 19, Iosif, cum îl numește? Iosif? Prietenul ei? Logodnicul ei? Erau logodiți. Nu zice logodnicul ei, zice bărbatul ei. Bun, dar să presupune că aici cine știe ce termen în limba greacă ar fi. Merge puțin mai departe. Ia ascultă ce spune Biblia. Versetul 20. Îngerul îi spune, Iosife, fiul lui David, nu te trebuie să iei la tine pe Maria? Nu zice logodnica ta. Foarte interesant. Pe Maria, nevasta ta. Foarte important. Și auziți, versetul 24, când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe cine? Nu spune pe logodnica lui, dar Biblia spune de la început. Ei erau logodiți, nu erau căsătoriți, erau logodiți. De ce am subliniat lucrul acesta? De trei ori precizat în textul acesta, cel puțin, de ce am subliniat lucrul acesta? Că l-o sublinia Matei și Duhul Sfânt prin el. Repet, era atât de serioasă relația lor, că doar un divorț legal pe niște motive întemeiate, adică păcat de curvie, ar fi putut să rupă o asemenea relație. Atât de serioasă era. Îngerul lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, îl tratează pe Iosif și pe Maria, îl tratează ca pe doi oameni care sunt căsătoriți. Nu că ei puteau să se bucure deja de binecuvântările căsătoriei, dar atât de serios era contractul lor, să spunem, sau legământul lor unul cu altul, încât era ca și o căsătorie. Dom'le, nu schimbăm așa. Înțelegeți cât de serioasă era situația în cazul lor. Bun. Și spune Biblia așa, versetul 19. Și Iosif era un om neprihănit și nu vroia să o facă de rușine înaintea lui. Foarte important. Vă întreb, pune Iosif să primească revelația de la Duhul Sfânt. Să nu credeți că evreii au înțeles că o să nască Mesia de la Duhul Sfânt. N-au înțeles evreii treaba asta. Toată lumea s-a mirat. Maria s-a mirat, Iosif s-a mirat, nimeni n-a fi crezut că Domnul Iisus nu-i născut din curvie. Să fie clar. Când Iosif își dă seama că Maria e însărcinată, ce credeți primul lucru care a venit în minte? Ce s-a gândit Iosif? Că e un păcat acolo la mijloc, da? Deci asta, în mod normal, la ce altceva să te gândești, domnule? Și Iosif, auziți, nu vroia să o facă de rușine înaintea lui. Înțelegeți ce bărbat a ales Dumnezeu? Să te simți să aștepți după o fată, să fii curat, să fii neprihănit, să te rogi. Un bărbat al lui Dumnezeu, tânăr, și să vezi pe fata la care ai visat sau de care ești îndrăgostit că fata nu e curată. Din mintea ta, așa vezi. Cum să te simți? Domnule, asta merită scoasă afară și omorâtă ca ultimul animal. Da? Cum cere alegeri? Domnule, asta merită. Dar uitați-vă la Iosif. Foarte important. Zice că nu vrea să o facă de rușine înaintea lumii. Văd în primul rând la Iosif o dragoste protectivă. Domnule, indiferent ce a făcut,
Datoria mea ca bărbat este să-l protejez. Aici e ADN-ul unui bărbat care e bărbat adevărat, copil al lui Dumnezeu. Un bărbat adevărat protejează o femeie. Un bărbat adevărat nu doar că nu este agresiv cu o femeie. Azi o soră, eu cu soția mea avem discuțiile împreună, o soră mi-a scris pe internet, tânără, căsătorită, abia are un prunc mic, bătută de bărbatul său. Ce îi spune pastorul? Zice, n-ai ce faci, roagă-te că zice că sunt multe femei bătute de bărbați. Foarte frumos. Da, auzi, domnule, bărbat? Ăștia, din punctul meu de vedere, ăștia nu sunt bărbați. Fel de femei din astea care... Da, nu sunt bărbați. Nu mă bat. Ce se fac? Mă, multe femei bătute, asta e mersul înainte. Ce se face? Da? Un bărbat adevărat este un bărbat care protejează o femeie. Repet, nu doar că nu este violent din punct de vedere fizic cu femeia respectivă, ci o protejează din toate punctele de vedere. Iosif nici nu se gândește la omorât pe Maria, da? Cu avutorul comunității. Nici vorba să ajungă cu mintea acolo. Mai mult, el vrea să protejeze imaginea Mariei. Și noi trăim într-o lume în care lucrul acesta este foarte distrus. Vezi doi tineri drăgostiți și zice, băi, lumea nu ne înțelege. Nu știu oamenii ce dragoste avem noi între noi. Așa să ne apoiați părinții noștri, cine știe cum s-o căsătorie, da, au fost alte vremuri. Numai noi știm ce dragoste extraordinară între noi. Lumea nu ne înțelege, prietenii nu ne înțeleg, familia nu ne înțelege, dar noi ne înțelegem. Și noi doi avem o dragoste din asta ezoterică, exotică, ceva de vis, ceva ce lumea nu înțelege. Și noi facem anumite lucruri între noi pentru că lumea oricum nu ne înțelege și poate să vorbească lumea ce vrea. Dacă ascultați o grămadă de melodii care le cântă pițipoancele pe la televizor, tocmai asta spun. Nimeni nu ne înțelege, prietenii geloși pe noi, părinții nu ne înțeleg că sunt înapoiați, dar noi trăim în universul dragostei noastre. Totul e extraordinar și frumos acolo. Ce contează ce spune lumea? Uite că lui Iosif îi păsa ce spune lumea. Nu că Iosif trăia cu Maria de ochii lumii. El trăia în felul în care trăia cu Maria, ca un om neprihănit de dragul lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta se răsfrângea în comunitate. Dumnezeu, dacă vrea să nu ne pese nimica de ce spune lumea și ce mărturie avem, ne punea în junglă. Așa, la câte 1000 de kilometri unul de altul. Da, ne interesează ce spune lumea, corect. Dumnezeu ne-a pus într-o comunitate. Și eficiența pe care eu o am într-o comunitate, influența pe care eu am într-o comunitate, depinde de imaginea pe care o am. Nu e adevărat? Dacă eu am o imagine praf, stricată, complet, m-ar mai asculta cineva spune ceva? Am spus toate aici. Și pui tu nouă povești. Nimeni nu mai dă doi bani pe ce. Nu mai e nicio influență dacă nu ai o imagine pozitivă. Ai o imagine pozitivă în funcție de trăire. Trăirea duce la o anumită reputație, reputația duce la o anumită influență pe care o ai în comunitatea respectivă. Lucrul acesta este foarte important. Și Iosif nu vrea să jefuiască pe Maria de reputația. E că un băiat spune, hai să facem lucrul următor. Nu dau eu detalii acum că nu contează. Cât te iubesc? A, dacă ai iubi, ai protejat imaginea și reputația. Ce imagine are fata aia în lume dacă tu o ieși o plimbi pe nu știu unde? Ce dragoste e aia? Ce dragoste e aia? Nu, Iosif a iubit-o pentru că a avut o dragoste protectivă. Și repet, nici n-a avuns la idei de a o pedepsi din punct de vedere fizic. Nici n-a avuns la punctul acela. Mai mult decât atât, vrea să-i protejeze imaginea. Aceasta este dragostea adevărată, da? Bineînțeles, a fost și o protecție din punct de vedere fizic. Nu vrea să ajungă să fie ucisă. Da? Dar mai este un lucru foarte important. Știți ce ar fi spus lumea dacă o lăsa pe ea ascuns? Pe cine a spus? Cu cine ar fi crezut lumea că a păcătuit Maria? Dacă el făcea ce și-a pus în cap aici? Cu el. Asta înseamnă că Iosif acceptă să împartă vinovăția cu Maria. Ăsta este un lucru extraordinar. Ăsta este un lucru extraordinar. Eu cred că de asta a ales Dumnezeu pe Iosif. Este un bărbat care ar fi luat pentru tot restul vieții sale asupra lui o imagine și o reputație negativă. Ca unul care a înșelat o fată și după aceea s-a dus. Lucru care nu era adevărat, că el nu făcuse treaba asta. Dar el e gata să poarte lucrul acesta cu el toată viața lui. Dar să nu-i facă rău Mariei. Cam câți băieți din ăștia credeți că mai sunt în ziua de azi? Cum la niște gunoaie, prin niște lucruri de nimic. Emine, gata, o rupt, gata, o încheiat. Dar lui bărbatul ăsta, la evrei, nu era un lucru mic. Să mergi cu reputația asta o viață întreagă. Cine-i? Bă, curvarul ăla care l-a lăsat-o pe aia și-o și părăsit-o până la urmă. Măcar dacă îl luau împreună și avea grijă de ea. Dar și-a pus în dânsul ăla pe ascuns, nu pentru că era un laș, ci pentru simplu fapt că ar fi purtat întreaga responsabilitate pentru situația respectivă. Înțelegeți noi de multe ori trecem foarte rapid așa peste pasajul ăla. La ce riscuri s-a supus omul acesta? Și repet, asta este dragostea adevărată. Nu spune, eu mă delimitez, eu sunt om neprihănit în ochii lui Dumnezeu, nu, să-mi spună lumea ceva rău despre mine. Nu, domnule. Ăsta e bărbatul adevărat. Un bărbat care știa responsabilitatea
Chiar dacă vinovăția este a femeii, vă aduceți aminte? Hai să luăm primul caz. Iosif a fost opus de Adam. Vine Dumnezeu. Adame, ce ai făcut? Noi știa Dumnezeu care a fost prima persoană care a păcătuit în Eden sau nu? Știa Dumnezeu cine a păcătuit? Dumnezeu știa că e Dumnezeu, da? Dumnezeu nu o cheamă pe Eva întâi. Adame, unde ești? Și Adam, imediat, reacție. Ce ai făcut? Eva! Aia nu a fost atitudine de bărbat responsabil. Deci asta nu a fost. Doamne, Tu pe mine m-ai pus aici responsabil să protejez grădina asta, să am grijă de nevastă mea. Nu ai pus-o pe ea noaptea când bate cineva la poartă. Nevastă, du-te să vezi cine e. Nu, Tu pe mine m-ai pus să păzesc grădina. Nu ai pus-o pe ea. El era acolo șeful. El trebuia să aibă grijă, nu ea. Înțelegi? Nevastă, vezi că stau de ceva în beci, du-te. Hai că eu stau aici sus și tremur lângă pisică. Strâng pisica în braț până vii tu din beci. Deci nu asta i-a cerut Dumnezeu lui Adam. Să fim serioși, dar nu asta i-a cerut Dumnezeu lui Adam. I-a cerut lui Adam să-și ia responsabilitatea de bărbat. Și orice se întâmplă în grădină e vina lui, nu a nevestei lui. Ăsta este bărbatul responsabil care îl vedem în Matei capitolul 1, pe Iosif. Un bărbat care își ia responsabilitatea pentru o faptă în care nu avea nicio implicație. Foarte important. Asta cred că este dragostea autentică. Asta este esența masculinității sau bărbăției. Esența bărbăției nu este să zici, bă, care e aici? Iau masa și dau cu ea de pereți, vă arăt eu ce bărbat sunt eu. Nu, aia e prostie. Deci aia e prostie pură. Aia putem să facem oricine, e prostie pură. Nu, bărbat înseamnă un om care își folosește forța și energia de bărbat, masculinitatea, pentru a proteja o femeie care nu se poate proteja singură. Și în cultura de atunci, femeia nu putea să facă nimic pentru ea, să știți. Era la mila oamenilor. Știți cum au adus-o pe aceea în fața Domnului Iisus? Era la mila celor, făceau ce vroiau. Da. Asta era cultura și societatea în care ei trăiau. Bun. Apoi spune Scriptura așa. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri? Iarăși sublinează Scriptura responsabilitatea. Dom'le, n-aveai ce să te gândești. Dacă ar fi fost un prieten de noi, bă, ce îți bați capul? Treaba e foarte simplu, lumea știe că n-ai trăit cu ea, n-ați locuit împreună, sunteți locondiți, însărcinată, asta e vinovată, îți citesc clar din lege, tu știi ce spune legea. Și care, ce te stresezi? Adică, pe când se gândea la aceste lucruri, la ce? Să te mai gândești. La ce să te mai gândești? Înțelegeți în ce fel Iosif vrea să fie și sfânt, dar vrea să arate și dragoste față de Maria. Da? Respectăm și legea Domnului. Și care a fost varianta? Varianta a fost să ia asupra lui păcatul respectiv și să suporte și el consecințele. Și spune că el se gândea la aceste lucruri. Păi treaba ta, ai greșit, descurcă-te de acum. Nu asta e, repet, nu aceasta este atitudinea lui Iosif. Se gândea el la aceste lucruri. Și foarte important, atunci îi se arată Îngerul lui Dumnezeu. În timp ce se frământa, în timp ce se preocupa, pentru asta l-a făcut Dumnezeu pe un bărbat. Nu se lasă pe femeie să șeasă din minți pentru a rezolva niște probleme. Ci el care este cap, el să-și frământe capul. Dom'le, cum ieșim din situația asta? Să-și frământe capul, să se rezolve problema respectivă, să conducă casa. Da? Foarte important lucrul acesta. Un asemenea bărbat, repet, alege Dumnezeu ca să fie tatăl, nu biologic, să fie tatăl Domnului Iisus Hristos. Pe când se gândea el la aceste lucruri, cum ar fi sunat? Iosif ce face? Maria îi spune, Iosif ce face? Nu știu, treaba da. Da, foarte responsabil, extraordinar, ce bărbat adevărat. Nu știe el. Nu știu, ce să-mi bate o cap și treaba mea, n-am eu ce să-mi bat cap. Eu pregăteam casa în care ne putem și tu ai umblat breambura. Asta e, ce să-mi bate o cap. Vedem cu totul altă atitudine. Iosif fiul lui David, nu te teme? Auziți, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă ta. Știi ce înțeleg eu de aici? Îi zice, nu te teme să iei. Asta înseamnă că el ce vrea să facă? El vroia să o ia, de asta îi spune, nu te teme să o iei. Îi spune, nu te teme să o iei. Înseamnă că vroia să o ia, dar se temea. Eu cred din toate, eu așa înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu, când îi spune, nu te teme să o iei, eu dacă vreau să mă duc la în Patagonia și mă tem să mă duc, că e cam departe. Și tu îmi spui, nu te teme să te duci, înseamnă că eu vreau să mă duc, numai că am anumite frici. Și eu cred că Iosif ar fi fost în stare să acopere tot ce a făcut Maria și să o ia la el. Numai că era teamă de consecințele care urmau datorită acestui fapt. Singura variantă era să o lase pe ascuns, el să fie considerat vinovatul și ea să fie considerat o victimă. Asta era varianta.
Se temea să... ar fi luat-o, dar se temea. Și îngerii se arată tocmai pentru lucrul acesta, pentru a alunga această frică, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Dar observați din nou, Dumnezeu îi se descopere lui Iosif în timp ce se frământa și căuta o soluție și se descopere unui om care și-ar fi luat responsabilitatea pentru lucrul pe care nu el l-a făcut. Foarte important. Pentru lucrul pe care nu el l-a făcut, dar ca un bărbat adevărat, el se comportă în felul acesta. Bun, și vreau să închei în seara asta, în versetul 24, unde spune, când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă. Și-a luat Iosif riscuri când a luat-o la el pe nevastă, sau? Și-a luat riscuri foarte mari. Dar a ascultat instant, n-a negociat, n-a discutat. Când a înțeles voia Domnului, a executat Domnul. Ăsta este un bărbat pe care Dumnezeu l-a ales ca să fie unul care poartă de grijă Mariei și Domnului Iisus Hristos. O ascultare rapidă, radicală, fără negocieri, fără discuții, fără explicații nimic. Domnule, asta a spus Dumnezeu, merg înainte. N-a discutat. Ce atitudine față de voia lui Dumnezeu. Cred să voi, poate am avut o halucinație. Poate că m-am frământat prea mult și din mulțimea gândurilor mi s-a părut mie. Putea să dea o grămadă de explicații, nu? Putea să dea o grămadă de... Nu, domnule, a știut că e revelația lui Dumnezeu, că i-a vorbit Dumnezeu și a executat. Și a executat. Un bărbat adevărat, un bărbat neprionit, un bărbat ascultător, supus lui Dumnezeu. A făcut cum îi poruncise îngerul Domnului, zice, când s-a trezit, a făcut. N-a mai stat. Bă, stai o leacă, că prețul e cam mare, sunt niște riscuri aici, stai să calculezi, stai să... Nu! A luat, cum s-a trezit? Și a luat la el pe nevasta. Foarte important versetul 25. Dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu. De ce? Legal, dacă el a luat-o la el pe nevasta, avea drepturi de bărbat asupra ei. Corect? Și ea drepturi de soție asupra lui. Dacă au locuit împreună. Dar Biblia spune foarte clar. N-a cunoscut-o până ce a născut un fiu. De ce? Repet, pentru același motiv. Ca nașterea Domnului Iisus Hristos să nu fie pus pe seama relației dintre Iosif și Maria. Deși el avea drepturi. Și vreau să închei cu lucrul acesta. Un bărbat adevărat și un bărbat credincios, un bărbat care e copilul lui Dumnezeu. Și orice persoană, femeie sau bărbat, care este copilul lui Dumnezeu. Este o persoană care își refuză de foarte multe ori privilegii, drepturi pe care le are, pentru binele lucrărilor lui Dumnezeu. Ai dreptul să faci o grămadă de lucruri. După cuvântul lui Dumnezeu. Dar uneori ți le tai pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aș avea dreptul, poate aș avea bani să-mi iau un Porsche Cayenne. Dar vă întreb, dacă m-aș duce în Honolulu, la niște frați care aveau bani de pune, cu Porsche de 200.000 de euro. Ce credeți? O să am mult har la predicare când frații o să intre la evanghelizare și o să vadă mașina acolo? Ce credeți? Nu prea. Da. Nu prea. Dom'le, e dreptul meu dacă mi-am câștigat banii cinstit, e dreptul meu să-mi iau mașina aia. E dreptul meu într-un fel. Dar dacă vreau să am o lucrare eficientă, îmi voi tăia dreptul meu. Renunț la dreptul meu. Pavel spune, e dreptul meu să beneficiez din lucrarea pe care o fac. Că făceam o lucrare, o slujire. Dar zice, mi-a lăsat dreptul acesta ca să aibă o laudă, să aibă o răsplată înainte de... Dom'le, că am dreptul ăsta. Nu vreau să mă folosesc de dreptul pe care eu îl am. Am dreptul ăsta, dar nu vreau să mă folosesc de el. Și de foarte multe ori, oamenii de care Dumnezeu s-a folosit, n-au fost oamenii care au profitat de fiecare drept al lor. Dom'le, un drept legitim, cinstit. Ci oameni care și-au sacrificat drepturile lor. Păi i-a folosit Dumnezeu. Și Iosif a înțeles miza situației. Că, Domnule, dacă un copil s-a născut de la Duhul Sfânt, ăla trebuie să fie cineva. Acolo e o lucrare dumnezeiască unică în istorie. Și n-am vrut să arunce niciun fel de umbră de îndoială asupra lucrării lui Dumnezeu. Când vezi pocăiți care se poartă așa de ușuratic în lume, ca și cum, că face, că nu face, el face ce vrea el. Îți pui foarte mari semne de întrebare cu privire la înțelegerea lor asupra lucrării lui Dumnezeu. Noi am înțeles oare pe cine reprezentăm în lumea asta? Că nu ne reprezentăm pe noi. Noi reprezentăm pe Dumnezeu Universului. Și de foarte multe ori Dumnezeu așteaptă de la noi să renunțăm la drepturile noastre, legitime. Pentru ce? Pentru binele împărăției și lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Am vrut să am cuvintele astea să... câteva cuvinte despre aceste două caractere importante, dar în special acest caracter extraordinar al bărbatului Iosif. Și să ne rugăm lui Dumnezeu să avem și noi în generația noastră asemenea bărbați. Cu siguranță Dumnezeu se va folosi de ei. Și copiii noștri să fie bărbații ăștia. Și generația care este acum, Dumnezeu să facă din ea, din fete, din băieți, asemenea tineri de care se poate folosi Dumnezeu. Repet,
Dumnezeu poate binecuvânta și poate ierta și restaura pe oricine. Dar nu mai binecuvântează Dumnezeu la fel. Să știți. Erau foarte multe familii în Israel care erau binecuvântate de Dumnezeu. Dar nu toate au fost binecuvântate la fel. Nu toate la fel. Nu toate. Este o lucrare pe care Dumnezeu o face în noi și trebuie să ne dăm silința să fim curați înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să poată folosi din noi. Și repet din nou, îmi doresc sincer ca Dumnezeu să ne dea binecuvântare, să fim cel puțin generația noastră, să fim o asemenea generație binecuvântată de Dumnezeu și care este folosită de Dumnezeu pentru lucrarea lui. Amin. Amin.